Salutare, prieteni, și bine v-am găsit. O să vorbim despre elevul lui Heidegger, despre un om care a făcut o poezie din filozofie, adică reprezintă ceea ce ar trebui să fie un filozof și ceea ce nu e. Dacă te duceai cu el la piscină să notați, el apoi scria despre. făcea filozofia uh, în notatului și chiar are rândul despre asta avea o analiză pentru orice activitate și practic filozofia lui pleca din experiența pe care o avusese la piscină cu tine. Și apoi își punea întrebări cu privire la ce trăise, știi? Lua orice chestie, oricât de la îndemână și de, și de banală ne pare unora, de ce te uiți nu știu cum, de, de ce te întoși de nu știu unde și tot așa. De ceurile astea care ne scapă aproape tuturor, el le avea. Și e o savoare a vieții în asta și trebuie să recunosc că îmi place și mie foarte mult și descoper în mine latura de filozof citindu-l pe el. Bineînțeles, sunt ca el minus inteligența <laughs> și studiile. Vorbim de elevul lui Heidegger, Dumnezeule, de asta așa o să și pun în titlu, elevul lui Heidegger. Pentru că e ceva, fapt, nu, nu, ne dăm seama. Zicem așa, dar parcă nu-ți vine să crezi. Mă, elevul lui, elevul, un român, elevul lui Heidegger. Uite ce să fac pe acasă, elevul lui Heidegger sunt. Tu ce faci? Uite, tocmai am aflat că o să îmi dau o lucrare o teza de doctorat cu Heidegger Tu ce faci? Păi eu o să încerc eu să fac și eu un clip pe YouTube Să-mi dea oamenii 15 lei pe Patreon <laughs> Ca să vorbesc și eu despre un jurnal pe aici Apropo, tot Alexandru Dragomir uh, Iubitul lui Gene Acterian Care o să facem al doilea episod, cred că ar veni Jurnalul unui fete greu de mulțumit Și o să vedeți acolo dramă în iubire Și era puțin mediocru cum se raporta la femeia Alexandru Dragomir, avea chestia asta de prețiozitate, credea că masculul e să fie așa, in, indiferent cumva, asta am să mie, asta mi-a rămas, trebuie să le citesc să văd dacă așa e, dar m-a dezamăgit pe, pe latura iubire, nu, nu cred că, nu cred că, nu cred că a, <gântu -le> nu cred că a înțeles, nu cred că și-a dat seama. Clasic filozof, când e vorba de iubire, când vorbea Schopenhauer despre femei. Praf, Bine, nu e cazul lui Alexandru Dragomir, dar o să vedeți, în acea relație cu Genia Acterian, eu consider că Genia Acterian e superior acolo, în înțelegerea vieții. Din perspectiva asta, a iubirii strict. Și poate și a vieții în general, din punctul meu de vedere. Sunt foarte apropiat și de Genia Acterian, dar îmi place și ei, Alexandru Dragomir și o să vedeți de ce. Vreau întâi și întâi să vorbim despre viața lui și o să facem din... Uh, uh, o teză de doctorat la Dumnezeu, dar nu intrăm acum. Adică asta o să fie carte, evident, o să pun la titlu. Dar nu intrăm acum în ce a spus, Și vreau sau poate o să facem pe la sfârșit așa, dar vreau să vorbim despre viața lui. O să luăm așa cronologia, când s-a născut, să vedeți și nenorocirile comunismului, să vedeți o minte scripitoare, elevul lui Heidegger, da, ce ce meserii putea să aibă din cauza acestui sistem infect care i-a distrus cariera, o carieră scripitoare. Mulțumesc tuturor celor care mă susțineți cu 15 lei și țineți acest cont de YouTube în viață. Am nevoie de 200 de oameni, deci cred că mai am nevoie de încă vreo 90-100 ca să pot să continui să fac asta. Așa că dacă vrei să poți să continui, dăm și mie 15 lei. Mulțumesc! 8 noiembrie 1916. Se naște Alexandru Dragomir în comuna Zalău, județul Sălaj, ca fiu al lui Alexandru Dragomir și al Mariei Dragomir născută Cocean. Dragomir provenea dintr-o familie de intelectuali clujeni, atât bunicul din partea tatălui, originar din Gurasada, cât și cel din partea mamei, din satul Domnini. Erau notari. Mai cu seamă bunicul matern era un înstărit, avea un adevărat conac, vii întinse pe dealuri, livadă mare, teren de tenis în curte, când înduc, așa ei se spunea, înduc, așa îi spunea și noi ca noi ca cel care îi spunea cel care spunea despre Alexandru Dragomir e dracul gol avea o minte drăcească și are la un moment dat Alexandru Dragomir o privire așa se uită larg așa pe fereastră cu eternul lui zâmbet așa amar, ironic a ce bun toate astea a descoperit cumva vidul chiar din filozofie și mi-l apropie foarte mult asta. Apoi un interviu cu el la Bătenețe, care sunt întoară mă uit la tânărul acesta pe fereastră, care alergă. Știe el oare cât e de fericit că poate alerga? Un om care a fost prins de pământ, care și prin filozofia lui, el era acolo, în pulsul vieții. Asta, asta este și pentru mine filozofia. Și vreau să rămână cumva în grădini, acolo, pe, pe strâns, să vorbim unii cu ceilalți. Știe oare cât e de bucuros că, că poate alerga? Ah, o minuție duc venea împreună cu fratele său mai mare, cu un an vir virgil, bobui, se spunea. Va ajunge profesor la Politehnică să-și petreacă vacanțele copilăriei aici, la Domnini. Copiii erau așteptați la gare cu trăsura. Uh, nu multă vreme după ce se nasc cei doi băieți, tatăl, Alexandru Dragomir, ajunge avocat la Banca Centrală din Cluj și, câțiva ani mai târziu, șeful baroului clujean, onchiul lui S Sanduc, Dragomir, Fratele tatălui este faimosul istoric Silviu Dragomir. Mama pămoștinea verea părintească, așa încât familia Dragomir a putut lesne, atunci când în 1940, cu ocazia cintirii ardealului după dictatul de la Viena, mulți români clujeni s-au refugiat să cumpere două apartamente în București. Cel din Cea Rosetti, 45, în care va locui o vreme întreagă familie, părinții cu cei doi copii și altul în strada Alcului 3, pe numele mamei, care din 1975 va deveni locuința lui Dragomir. Și acum fiți atenți. 1922-1926. 1926. Urmează clasele primare la școala numărul 3 din Cluj. 26-33, liceul de la seminarul pedagogic universitar din Cluj obține la bacalaureat nota excepțională. 33-37, urmează cursurile facultății de drept la București și primește licența în drept în iunie 1937 37, cu două bile albe, două, două roșii albe și două roșii. 34-39, în paralel, urmează cursurile Facultății de Filozofie și Litere și își ia licența în iunie 1939 cu calificativul Magna Cum Laude. 39-40 au loc primele concentrări. Apucă, la sfârșitul lui 1939 și începutul lui 1940, să-și treacă examenele pentru doctoratul în drept, după care, în iulie 1940, este din nou concentrat și stă sub arme în tot timpul refugiului din Transilvania. 1941 văzând că din cauza concentrărilor neîntrerupte nu-și poate încheia doctoratul, ajunge la concluzia că singura soluție este un stadiu prelungit de studii în străinătate. Prima haltă este la Breslau, Vroclav. Între martie și iunie 1941 urmează aici cursuri și seminare de greacă, latină și germană. Așa spunea noi că nu poți să faci filozofie dacă nu știi greacă, latină și germană. Um. Între martie și iunie 1941 urmează aici cursuri și seminare de greacă, latină și germană, cu gândul de a obține atestatul pentru obținerea Elinei, obținerea Elinei față de care nu era cu putință, fără de care nu era cu putință să aspire la calitatea de membru al seminarului doctoral la Heidegger. Adică, practic, la fel ca Noica, să-l <laughs> pune deasupra pe Noica, și Heidegger considera că este absolut necesar. Deci nu puteai să-i să, nu puteai să scrii un mail universității, dacă nu știai greacă, latină și germană. Nu se trimitea mail-ul, pur și simplu. Sunteți prea prost pentru a da acest mail. Reveniți când știți greacă, latină și germană. Revine peste vară la București, iar în septembrie 1941, îl regăsim ca doctorand al lui, lui Heidegger a scris la Filosofische Seminar. Filosofische Seminar. Filosofische Seminar. Îmi cer scuze, oameni buni, știu că mulți dintre voi sunteți pedanți. Mii de comentarii vedeam venind Filozof și seminar. Filozof seminar. Bineînțeles. Filozof și seminar. Cum bine mi-ați atras atenția în imaginația mea. Filozof și seminar. Ce frumos sună? Filozof și seminar. Și știu că își pregăti el un discurs acolo să-l să uimească cumva pe Heidegger. Avea el acolo turuise, își pregătiese, era emoționat, da seama. Iar Heidegger, uh, îl ascultați, cred că ascultat ascultați, așa, puțin distrat. Și apoi, când s-a oprit Alexandru Dragomir, i-a ținut aproape un curs Heidegger și ținuse minte tot ce spusese Alexandru Dragomir, deși l-a ascultat așa la și altele cumva și fusese înspăimântat de, de cât de bine culesese Heidegger um, esențialul din ce spunea el și chiar adăugase la ceea ce intuia Heidegger că vrea să spună Alexandru Dragomir. Fusese așa o chestie, cea mai frumoasă lecție de filozofie pentru el să, să vadă cum răspunsese la ce zisese Alexandru Agumir, dar nu mai știu unde citisem asta, cred că chiar el povestește. Că-l ascultă, l-ascultă, l-ascultă și apoi când credea Alexandru Agumir că a, nici nu e interesat, nu știu, nu. și apoi observă așa cum se ridică Heidegger și începe să vorbească și cum reia punct cu punct tot ce spusese el, pusese așa o chestie mega structurat, totul, incredibil, a fost așa o... Practic se uita la un miracol care mergea acolo în cameră cu el. Mi-am imaginat puternic scena asta trebuie să fie. Știți cum e când descoperi un profesor care îți place mult și apoi te duci la cursuri pentru el. Cred că așa a fost acolo pentru Alexandru Dragomir, pentru că e chestia pentru care îți sacrifici toată viața, e pasiunea ta și apoi întâlnești și omul absolut din domeniul tău. Nu poate să, și să fii și studentul lui apoi. Era totul miraculos. Era în al nouălea cer. În rai, efectiv în rai. Am lângă el aici deschis jurnalul unui om dezamăgit. O să facem și din el. Ar să prind forțe puțin că nu am energie nici să las un vocal pe oțap momentan. Am zis apar așa din respect pentru voi. Cei câțiva care încă mai credeți în ce fac. E o letargie așa infinită aproape. Și trebuie să depun eforturi să ieși din starea asta, să nu o las. Să vorbesc chiar dacă nu mai cred în ce zic. Să am așa o disciplină de viață, să fac chestiile mele și să continu să promovez în ceea ce cred, cărțile în care cred, să promovez ceea ce cred. Pentru că îmi dau sens în viața așa și am nevoie de acest sens. Mă de el. Altfel, mă sfârșesc rău. Filosof și seminar. Facultatea Filosofiei al Universității Albert Ludwig din Freiburg. Adică ține cursuri și seminare an de an, începând din 1929. La 31 octombrie 1941 își primește Studienbuch. Carnetul de student. Studienbuch. 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 Bineînțeles. Studienbuch. 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 <laughs> Dar asta am spus și eu mai. Mai, asta am spus și eu mai. Studienbuch. Studienbuch. Aș primește Studienbuch. Nu <laughs> știu deci așa. Nu fiți chiar atât de ostentativ. Studienbuch. La 31 octombrie 1941 își primește Sturienbuch, carentul de student. Studiile de filozofie din România sunt echivalate cu patru semestre, doi ani, așa încât Alexandru Dragomir este înscris la Freiburg în semestrul 5. Este bursier al fundației Alexander von Humboldt. Septembrie 1941, septembrie 1943, doctorand la Heidegger. Seminarul lui Heidegger număra 15 membri o adevărată comunitate închisă, de vreme ce nimeni nu putea, în absența admiterii exprese și a prezenței constante la seminar, să participe sau să insiste într-o doară la el. Cei 15 sau despre cultura de performanță, cum avea ca, dar cred că era cei 21, ascultați ce scrie pe YouTube, cei 21 sau despre cultura de performanță, cred că așa era, nu? Da, nu, cei 22. Cei 20, acum ar spune cei 22 sau despre cultura de performanță. <laughs> Avea bunătatea asta. E ca un bunic, așa care îmbrățișează ca pe un nepot fiecare cuvânt. Cei 22 sau despre cultura de performanță. Mai iubea cuvintele și Eliade când îl auzi vorbind, la absolut oricine altcineva, cred că simțeam megalomanie, în cum mă plin de el. La Eliade, pentru că îl știu, probabil, nu știu, pentru că am, am, am avut așa față de scrierile lui o admirație și am văzut că era că era argumentat acele ani, că încă din tinerețe era lăcomia aceea, să-și, să, -și, să -și pună ceasul cu un minim mai devreme, adică are argumente pentru acel fel de a fi și de asta nu mă deranjează. El e așa și e o bucurie că e așa. Dar la, la oricine altcineva aș fi știut că încearcă să te, să te cucerească, așa, să, să, facă pe interesantul cumva pe la facultate, plin de el, așa cum nasul pe sus. La Iliade n-ai chestia asta. El, 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 vorbește așa pentru că el e așa exuberanța. Ce, el e atât de bucuros de cuvinte. Și nu mă miră ce spune Ciorant când s-a dus într-o librărie și parcă oficia. Nu era bucuria aceea exagerată de om care se filmează pe TikTok. Apoi uitați, îmi plac cărțile, hei, oameni, și pune la story să vadă lumea clipa lui cărțile, dar nu le citește. Nu, el chiar citea, chiar era înnebunit după cărți. Și Ciorant citea mult, dar la Iliad era o, o, iubire dintre asta față de cărți pe care nu cred că mulți o aveau, nu știu. Și, și în jurnalele lui, el doia atât de mult că își lăsase cărțile prin România și că nu mai avea nu știu ce carte sau arsese o cameră nu știu unde și, și aveam acolo nu știu câte cărți sper să fie bine <laughs> era nebunit după că să aibă cărțile lui acolo înțeleg puțin asta, cred că de asta îmi și place e bucuria de a vorbi cu cu la fel, o dicție impecabilă. Îmi plac oamenii care și vorbesc frumos. Cei 15 își ocupau locurile în jurul a trei mese dispuse în formă de potcoavă, în timp ce pe Heidegger îl aștepta o masă mică instalată în spațiul rămas liber al semicercului. În spatele acestei mese se afla o tablă pe care Heidegger scria din când în când câte un cuvânt mai important. La seminarul pentru începători, când Walter BML, coleg de seminar cu Dragomir și eu, o carte de la Walter BML, de care vreau să vorbim. Băi, Walter BML a studiat apoi la București filozofia, psihologia, sociologia, istoria literaturii și istoria artelor, unde a avut ca profesor pe ce oameni sunt pe acest cont de YouTube menționați cel mai des, printre mari profesori. Pe cine a avut profesori? Eu Ion Petrovici, v-am recomandat toate cărțile lui. La 2 lei toate sunt. Minunății mă, le găsiți prin anticariate. Minunății Ion Petrovici absolut profesorul cuhar în mod absolut ironie și Genie Acterian e singurul profesor despre care Genie Acterian vorbește laudativ. În rest, îi, îi, făcea praf pe toți. Pe Penegulescu, într-adevăr, cursuri frumoase, cursuri bune, așa, profesioniste, dar n-avea deloc har. Mirosea naftalină la cursurile lui. nu îi plăceau deloc la Petrovici spunea mereu ironie fină, eleganță. Ion Petrovici. I-a avut prof ca profesor pe Ion Petrovici, Tudor Vianu, zicem și de el mereu, Mircea Volconescu, vorbim mereu de el, și Constantin Rădulescu Motru, vorbim mereu de el, primul om care a scris despre nici în România. Ăștia sunt oamenii mei. Profesorii aceștia sunt oamenii despre care vorbim noi aici. Pe ei să-i promovăm și uite cum am văzut puțin când am zis de ei. I-am văzut așa, i-am văzut aici pe toți. Uite-mă și tu, ce frumos că am derapat puțin Walter Bimel. Monografia lui Walter Bimel. Discipola lui Heidegger nu întârzie asupra detaliilor biografice. La Heidegger nu viața luminează opera, ci opera este însă și viața lui. Concentrându-se în schimb asupra temelor centrale ale unei gândiri bine cunoscute ca dificilă, pe care înce încearcă să le clarifice uzând de exemple educatoare. Aceste teme heideggeriene, fiecare prezentă în câte o lucrare a filozofului, ființă și timp, despre. Esența adevărului, originea operei de artă, originea operei de artă, vreau să facem clip, scrisoare despre umanism, întrebarea privitoare la tehnică și apropo, scrieri despre epoca modernă, tot de Alexandru Dragomir, că tot vorbim despre el, vreau să facem și din acea carte, despre esența adevărului, originea operei de artă, scrisoare despre umanism, legat de asta avem Sartre, existențialism, existențialismul este umanism, iar Sartre este un prostovan stalinist, chiar este, dar altfel aproape genial în multe domenii. Un om cu foarte mult talent, dar fără geni mai degrabă. Un caracter de nimic, dar un om cu foarte multe talente și inteligent, da. Dar chiar dacă e prostovan pe anumite chestii, e foarte inteligent pe alte chestii. Da, asta, asta, asta este existen, existențialismul, este umanism, da, vreau să facem și din ea la seminarul pentru începători, când Walter Bimel, coleg de seminar cu Dragomir, sosit de la, Bucur de la Brașov, sosit de la Brașov, îl vede pentru prima oară pe Heidegger, vestimentația acestuia alia prin surprindere. Pe fondul rumorii care domnea în sală, apărut un om mărunt de statură, cu chip bronzat, îmbrăcat în pantaloni strâns sub genunchi, ciorapi trei sferturi și haină tradițională. Portul, cu alte cuvinte, al pădurii negre, total neobișnuit pentru mine. Seminarele se desfășura pe baza unui text indicat din vreme, dar accentul cădea de fiecare dată nu pe cunoștințe prealabile. Aplauze. Asta este... Asta este imnul școlii. Așa ar trebui să arate școala. Accentul nu cade pe cunoștințe prealabile și trimiteri culturale, ci pe capacitatea participanților de a gândi pe cont propriu. Aplauze, vă rog. Asta este școala pe care mi-o doresc. Și de care vorbea noi, că da? Și de care vorbea pârvan. Oameni, oameni, oh, marele profesor, băi, Vasile Dumnezeu Dumnezeule Mare, și pe el. Îl menționăm adesea pe aici. Uf, oameni care au fost. Asta este o carte a lui Nicolae Iorga. Oameni care au fost. Oameni caz, vreți să facem clipuri de Vreți și o să fie 15 like-uri. Dar o să fie 15 like-uri totuși. Mai sunt 15 oameni care sunt interesați în România. Cât vor trăi cei 15? Cum era? Cei 22 sau despre cultura de performanță? Nu, no, cei 200, vreau să ajungem la 200 de oameni care să mă susțină pe Patreon, să fim 200 de oameni care să vorbească acolo. Poate în gol, poate fără rost. Despre adevăratele valori. Ce consider eu că ar fi adevăratele valori? Care nu mai au nicio legătură cu lumea de azi, poate, deși decăderea sau degradarea lumii are legătură cu faptul că am uitat uh, aceste valori. Poate ne vom readuce aminte când vrem să ne schimbăm, să evoluăm, când observăm vidul din mol și din bârfe și din nimicurile pe care le facem zi cu zi, zi de zi. Seminarele se desfășurau pe baza unui text indicat din vreme, dar accentul cădea pe, de fiecare dată nu pe cunoștințe prealabile și trimiteri culturale, culturale, ci pe capacitatea participanților de a gândi pe cont propriu și de a exprima dincolo de clișee sau de o terminologie consacrată. Magistral. Octombrie 1943, august 1944. Este mobilizat în țară. În zadar, eliberează Heidegger la 26 septembrie 1943, o deverință din care rezultă că domnul Alexandru Dragomir a avansat semnificativ, ce frumos, cu dizertația sa privind metafizica lui, He lui Hegel și că doar câteva luni ar fi suficiente pentru ducerea la bun sfârșit a lucrării și pentru încheierea perioadei de studii la Freiburg cu un examen de doctorat încununat de succes. Este mobilizat la trupa Corpului 7 Armată și apoi la Batalionul de Gardă. Este demobilizat cu gradul de sergent în no noiembrie 1944. 23 august 1944, noiembrie 1944, este mobilizat și face frontul de vest cu divizia motomecanizată de la Dumbrăveni până la Cebul Silvanei, 1945, în existența lui Dragomir, ca în aceea a mai tuturor intelectualilor români și vreau să fiți atenți acum, rămași în țară, începe o perioadă strani, în care cu toții, distribuiți într-o nouă piesă a istoriei, încearcă să-și păstreze reflexele de viață dobândite până atunci, fără să știe prea bine către ce fel de lume se îndreaptă. Evident, nu mai există niciun drum de întoarcere către Freiburg. Dragomir va fi pe rând, vreme de 31 de ani, ucenic sudor, funcționar la serviciul vânzări, corector, stilizator, redactor, merceolog economist, elevul lui Heidegger. Când auziți prin autobuz, prin tren, prin intersecții, pe cineva, era mai bine, pe, era pe dracu. Pe vremea aia, oameni ca Dragomir răspundau veceul în cazuri bune, când erau lăsați în libertate. În primii 13 ani de după război a trebuit să schimbe de șapte ori serviciul. La fiecare revizuire a dosarului personal la cadre, îi se desfăcea contractul de muncă. Și ca mizeria să fie completă, nici la joburile mizerabile la care avea acces nu avea voie să performeze, pentru că știa mai multe limbi, inteligent, vă dați seama că s-ar fi descurcat și ieșea foarte repede în evidență față de ceilalți și trebuia să se pândească să fie extrem, extrem de mediocru, să nu cumva să vadă ceilalți că se pricepe prea bine la chestii și îl iau oia în vizor, măi, stai puțin ce e cu ăsta, e prezintă un pericol, uite cât e de bun, cât e de dezvoltat. Și avea fișa cețoasă. Trebuia să, să rămână așa cât mai fără însușiri, era omul fără însușiri. Efectiv, vorba bunică mea cu teroarea comunismului. Stai în banca ta, nu te băga să nu, să nu știe lumea de tine. Stai fica ca și ceilalți. Stai în banca ta. El asta voia, să stea în banca lui. Să nu aibă o identitate. Să se uite ceilalți la el și să pară unul de al lor. Doamne, doamne, ce lume trăiești. Să omori chestii în tine. Să nu se vadă personalitatea ta. Să te pândești, să nu cumva să. Fi bun la ceea ceva, să fie acolo mediocru ca să nu ieși în evidență. Ianuarie 1945 se angajează funcțional la societatea An Ancora Română. Mai decembrie 1945 transferat ca șef serviciu vânzări la societatea Metarc. 1945-1947, drumul către încheierea doctoratului cu Heidegger fiind definitiv închis, Dragomir se dedă o vreme preocupărilor filozofice pe care contextul autohton îi le poate prilejui noi, noi ca tocmai aici deschisese în 1946 o școală de înțelepciune la Andronache, pădurea care începea la periferia cartierului Colentina și îl invită să facă acolo câteva expuneri despre Hegel. Din aceeași perioadă datează un eseu al lui Dragomir despre oglindă, cu notele și observațiile lui Vulcănescu pe un exemplar de actilografia ce apropo de oglindă are ciuran eseu și spusese atât de multe riscase cumva, exage, nu exagerează, avusese curaj și a spus, a spus n-a avut, eseul n-a avut niciun ecou. O hotărât lucru, am, am, am dar nu mai știu cum să exprimă. Trebuie să zic exact, mai. Fără îndoială că a fost impecabil scris pentru că n-a avut niciun ecou. Nimeni n-a avut curajul să se Nimeni n-a avut curajul să vadă adevărul de acolo, știi? Și to tocmai pentru faptul că nu a fost să ecou acel său, considera el că fusese reproșabil, Dacă toți oamenii l-ar fi aplaudat, înseamnă că era ceva greșit cu eseul. Și deși puteți să spuneți că sunt și ele tricuri dintre astea de megalomanie de scriitor, eu cred că e ceva de oră aici. Când textul e în unanimitate, când e despre ceilalți și nu rănești pe nimeni, că am pățit asta, că ironizam și observam apoi că, că nu mersesem atât de departe pe cât aș fi putut, pentru că prea mulți oameni reușiseră să ia doar partea aia și să râdă de ceilalți, când ideea mea era să, vorba bine, să lovesc în toți, să, 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 i tulbur pe toți, începând cu mine, știi? Și când vedeam că primesc aplauzele multor oameni, știam că mai e de lucrat la acest act. Și când îl lucram și scriam apoi o altă versiune, nu mai avea același ecou. Și într-adevăr atunci știam că fusese mai bun decât atunci când fusese aplaudat de toți. De asta spuneam apoi că în grădina propriei metafore mă simt în largul meu când aproape nu, nu apreciază nimeni ce ai spus. Atunci cu adevărat ai acoperit multe zone. Drumul către... Da, trebuie să fii loial rândurilor tale. Mai ales atunci când nu le apreciază nimeni. Și s-ar putea să fii foarte aproape de adevăr tocmai pentru că nu le apreciază nimeni. E discutabil, bineînțeles, pentru că marile adevăruri au totuși ecou în cât mai mulți oameni, chiar și cei din alte culturi, în, în omul universal, cumva. Asta este și genul, capacitatea de a, a te ridica la universal. Când vorbea Dostoevski despre Pușkin. Noi ca tocmai își deschisese în 1946 o școală de înțelepciune la Andronache, pădurea care începea la periferia cari, cartierului Colentina și îl invită să facă acolo câteva expuneri despre Hegel. Din aceeași perioadă datează un eseu al lui Dragomir despre oglindă, cu note și notele și observațiile lui Vulcănescu, pe un exemplar dactilografiat. Stranie este scrisoarea trimisă lui Heidegger la începutul lui 1947. Stranie pentru că Dragomir îi spune aici lui Heidegger că lucrează și îi dă detalii la o teză de doctorat despre Platon. Dar cu cine? Care poartă titlul despre relația dintre privirea intuitivă și dialectică la Platon. Heidegger îi răspunde pe 7 mai 1947 dându-i câteva indicații și repede privitoare la tema. Nici o întrebare despre lucrarea de doctorat hegeliană. Și bucurându-se că Heidegger poate lucra. El anunță că el nu mai e la universitate că nu știe dacă va mai public, putea publica vreodată și că cei doi fii ai săi sunt prizonieri în Rusia. Scrisoarea este însoțită de o fotografie a lui Heidegger și are pe spate următoarea dedicație. Lui Alexandru Dragomir, în amintirea perioadei sale de studii la Freiburg. Martin Heidegger. 1 decembrie 1945, mai 1952. E angajat șef secție precorectură, apoi șef secție stilizare la editura tehnică. Mai 1952, decembrie 1955, redactor literar la editura energetică. 1956, iulie 1958, redactor și redactor principal la editura pentru literatură politică, departamentul dicționarul enciclopedic. 1958 se căsătorește cu Irina Nasta, fiica faimosului pneum pneumoftiziolog, dr. Marius Nasta, care începând cu 1990 va da numele Institutului Pneumoftiziologie din București. Institutului de Pneumoftiziologie din București. 6 decembrie 1958, 1961, șef de birou la serviciul de aprovizionare la hidrocentrala V.I. Lenin, Bicaz. 1961-1976, ultimii 15 ani de muncă până la pensionarea din 1976, îi va petrece ca economist la ISCE IC, Export Lemn. <laughs> Aici lucrează. Vă dați seama, mă, elevul lui Heidegger la export lemn, mă. Că aveau nevoie de oia de un om care să știe o limbă străină. Străbătând lumea alături de directorul său, a ajuns până și în Nigeria, care, trebuie să încheie contracte de vânzare de lemn cu parteneri străini, nu se putea lipsi de engleza, germana, franceza, italiana și rusa lui Dragomir. <laughs> Știa toate limbile pământului. 1973 putea, putea să-i vândă lemn celui Platon, că știa limba la perfecție. O 1973. Divorțează de Irina Nasta, care un an mai târziu emigrează în Germania, în orașul lui Sanduc, la Freiburg. Ajuns aici, îi scrie lui Heidegger cu gândul să-i dea vești despre fostul său elev. În cazul de sigur în care hei, Profesor își mai amintește de el. Câteva zile mai târziu primește o scrisoare de la soția lui Heidegger în care îi se spune că acest, acesta o așteaptă. Heidegger are 84 de ani în asta Dragomir ajunge în fața venerabilului personaj și măsoară astfel pentru prima oară pe viu tot dezastrul vieții lui Dragomir proiectat pe grozăvia istoriei. Începe să-i povestească lui Heidegger cum arată zilele lui Dragomir la export lem și în timp ce o face îi în plâns și pleacă cerându-și iertare. Voi vă dați seama în ce era această femeie? Să-i vorbească celui care făcea parte din idealul vieții omului pe care i-a iubise și să-i spună cum e viața lui la export lemn era față în față cu destinul ideal al soțului ei și trebuia să vorbească destinului ideal și practic omului pe care îl iubea, scenariului ideal al omului pe care îl iubea. Cumva vorbea cu visul soțului ei, chiar dacă e Heidegger acolo, dar Heidegger făcea parte din viața de vis pe care ar fi putut să aibă, ar fi putut să aibă Alexandru Dragomir. Și contrastul ăsta absolut dintre cum ar fi putut fi viața lui și trebuie să, să vorbească cu acel scenariu ideal, cu visul acela, și îi povestește acelui vis, acelui ideal, coșmarul în care trăiește, de fapt, acest om, care ar fi trebuit și ar fi meritat să aibă acea viață care a ei îi spune nenorocile pe care le trăiește. Oh, e compleșitor, băi. Ah. Atât de nedrept, măi, atât de nedrept. Nah. Export lemn. De la Heidegger la export lemn. În 1975 se mută în strada Arcului numărul 3, în spatele Bisericii Armenești, într-o garsonieră de la etajul 6, care cândva ținuse de apartamentul mamei sale. Era o cameră de 16 metri pătrați. A mea are 21. Deci până și eu trăiesc în condiții mai bune decât un om care era genial. Dormitor, birou și living deopotrivă. Lipit de peretele din fața ușii, se afla un pat mare, apoi în prelungirea lui în șifonier. La capul patului, o măsuță noptieră și în continuare, prelungindu-se pe peretele din stânga ușii. O canapea îngustă pe care puteau sta două persoane. În mijlocul camerei, lipsit de picioarele patului, un uriaș fotoliu desfundat, acoperit cu o cuvertură. Sub geam, o masă de lucru extrem de mică cu un fotoliu în dreptul ei. Pe peretele din dreapta ușii, biblioteca, cu numai mult de 102 de cărți, mai toate de filozofie. Hegel, ediția Glockner, Platon în Bell Aristotel, monografia lui Jäger, o ediție masivă în latinește a sumei, vorba de suma teologică a lui Tomad Achino, Chamberlain, The, the Foundations of the 19th Century, fundamentele secolului al XIX. lea O ediție franceză în patru volume al jurnalului lui Kierkegaard. Și am vorbit într-un live, de acum câteva zile, dacă vreți să facem din jurnalul lui Kierkegaard. Cine avea jurnalul lui Kierkegaard? Domnul Alexandru Dragomir. Presocraticii, în ediția Diels Kranz. A, nu se confunda cu prăjitura Kranz. La Lidl. Descartes, Leibniz, jurnalul fraților Goncourt, pe care pe care i-am aici pe raft. Am, am au loc pe raft aici. Jurnalul fraților Goncourt, câteva dicționare și altele. Băi, nu altele, mai puteai să mai adaugi, să spunem tot, să spui tot ce are, că mă interesa. Are loc transferul grupului de la Păltiniști, de la Constantin Noica, la Alexandru Dragomir. La sfârșitul lui 84 ne întorseserăm acasă. Andrei Pleșu și cu mine, după un lung sejur Humboldt de ani din Germania. Oh, stai, 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 că cred că am, am lungit prea mult. Ne oprim aici, continuăm uh, mâine, poi mine. Sper că ți-a plăcut acest clip, m-a ajutat mult un like, uh, un comentariu și dacă îți să poți să continui să fac aceste clipuri, susțin-mă și pe cu 15 lei. Pe cum să 15 lei, să-ți iei contul ăsta în viață, contul de YouTube. Dacă vrei să mai apar. Mulțumesc!